în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Războiul de lângă noi ne obligă să ne uităm la ce avem de făcut și mai ales la capacitatea noastră de a ne apăra. Suntem capabili să o facem dacă, Doamne ferește, izbucnește ceva? Ne-am pregătit anii aceștia, am mers la război, am restructurat armata și am cumpărat echipament modern, dar suntem măcar la înălțimea armatei ucrainene? Vom vorbi astăzi despre armata României. Și o facem în timpul unei căutări care ține de câteva zile de acum. Un militar susține că a fost atacat în post cu un cuțit și că arma i-ar fi fost furată. De 48 de ore aceasta nu a fost găsită și sunt 93 de filtre în țară care caută scafandrii, anchetă. Săptămâna trecută, un alt militar și-a pierdut viața într-un exercițiu cu tancuri. Și sigur că evenimentul care a îngrozit pe toată lumea este cel în care un avion a căzut, iar elicopterul care a plecat să-l caute a căzut la rândul, ducând la moartea cu totul la 8 militari. Genul acesta de evenimente au atras atenția asupra militarilor noștri și sunt sigur că sunt prileji de întrebări. Dacă așa este în timp de pace, spune multă lume, cum o să ne descurcăm în război? Și sigur că te gândești că în România nici armata, nici alte instituții nu au cum să fie mai bune decât restul țării, nu-i așa? Până la urmă sunt conduse de aceiași politicieni, schimbările de miniștri s-au făcut cu viteză, calitatea profesională a acestora lasă loc de gândire de multe ori, cât despre calitatea educațională, fostul șef al armatei, actualul premier, domnul Ciucă, este acuzat de plagiat. Mai țineți minte? Apropo, ce-o fi făcut Universitatea de Apărare cu dosarul ăla? Că parcă n-am mai auzit nimic. De asemenea, avem o salbă de generali și de colonei. Mii. Printre ei, știți bine, Ilie Năstase, Anghel Iordănescu, Gheorghe Turda, parcă. Mă opresc aici cu înșiruirea. Unii dintre ei au fost subiect de bancuri. Să fi scăpat, oare, pe de altă parte, de corupție însă acest sector? Toate achizițiile sunt în regulă, o să aflăm, desigur, în timp. Dacă aceste lucruri sară în ochi, nu putem să nu vorbim însă și de profesionalismul oamenilor de acolo. Restructurată, Armata României a participat cu succes la misiuni internaționale. Militarii noștri sunt lăudați de colegilor americani sau vest-europeni. Participăm activ la exerciții internaționale, instruim oameni și România... În România se află tehnică militară de vârf adusă de la aliați. În același timp, investițiile au crescut constant. România a acordat cei 2% ceruți de NATO din PIB către armament și înzestrare, iar de acum înainte o să avem 2,5%. Și trebuie să adăugăm că o parte dintre acești militari au murit în misiunile internaționale în care au fost trimiși. Per ansamblu, putem spune că avem un corp de armată de elită care poate face față unui conflict și o armată regulată asupra căreia rămân probabil destul de multe întrebări, mai ales când veniturile pe care le poți avea acolo nu sunt dintre cele mai mari din România. Apropo, câți bani câștigi dacă lucrezi în armată și care este moralul oamenilor care lucrează acolo astăzi în vremuri de criză și ei sunt cetățeni ca noi și în vremuri de război? Vă invit la dezbatere. 0372069599 vă întreb așa. Este pregătită armata României pentru o confruntare militară de proporții? Câtă încredere aveți voi, cetățenii obișnuiți, în nivelul de pregătire al militarilor noștri? Care este moralul trupelor dacă lucrați acolo? Și trebuie România să mărească consistent bugetul acordat apărării? Iată câteva lucruri la care să vă gândiți. 0372069599, emisiunea este și pe Facebook. Chiar sunt curios să vă aflu opiniile și istoriile, pentru că se face aproape luna de război și este pentru prima dată când vorbim despre militarii noștri. România în direct începe acum, îl auzim pe Florin. Salutare, bine ai venit la noi. Bună ziua, Cătălin. Îmi pare bine că intru în legătură cu dumneavoastră. În primul rând vreau să spun că lucrez în domeniu, sunt un militar angajat și ce să spun,
în ceea ce privește calitatea vieții în armata României, nu cei ce merg peste hotare, este aproape deplorabilă. Calitatea vieții, adică... Da. În privința salarizării, în privința tuturor echipamentului, tot ce cuprinde... Hai să o luăm pe rând, așa zim cu salarizarea. Deci câți bani câștigă un militar care e de profesie și are câțiva buni în armată, ani buni în armată? Păi, uite, îți dau exemplu meu. Lucrez de 20 de ani în armată și câștig în jur de 3.000 de lei. Noi suntem încadrați la salariul din 2009, de când au fost tăierile de pe vremea domnului Băsescu. La ăștia 3.000 se adaugă echipamentul și hrana, nu? Da. Adică zim și... Nu, deci cu hrana, cu normă de hrană, cu tot. Deci, câți bani e, ca să nu există confuzii? Câți 3.000 și ceva, după 20 de ani. E în buzunar, adică ți intră în buzunar 3.000 în fiecare lună. Nu-i mult. Exact. Nu-i mult. Aici vreau să spun că un soldat profesionist, așa, SGP, ce zic statisticile, câștigă între 1839 și 4117 lei. Și ofițer... Eu nu zic că tu, am zis cum zice la statistică. Ofițerii câștigă între 2400 și 11.000 de lei, cam așa, pentru funcție fără comandă. E de ce cunosc eu un SGP, un singur SGP care ar dori să intre în legătură să zică că câștigă 4.000 de lei, ceea ce nu există. Am zis în afara celor care pleacă în teate de operații, acolo sunt alte bonificații, alte sporuri. Și de dotare, de ce te plângeai? Ce vă lipsește? Dotarea a rămas de pe vremea răpusatului, cum se spune. Adică nu mă refer la armata regulată, cum ai spus. Adică nu aveți echipament modern voi acolo în unitate? Nu. Da. Tot cu pus din 70-80. Da. Asta înseamnă că cei care pleacă în misiuni internaționale au echipamentul lor și sunt ceva mai bine dotați și arată mai bine. Exact. Deci toate ce s-au dat cei care au plecat în teatre de luptă și în cei ce merg în aplicații în afara granicelor. Și când te uiți la războiul de lângă noi, Florin, cu ce gânduri te uiți? Cu un gând de neliniște. De ce? Nu că nu mi-aș apăra patria, dar cu ce? Și în primul rând, la moral, e asta întreb. Moralul a 80% din armata României, din SGP, cum ai spus, este moralul foarte, foarte slab. În primul rând, din cauza salarizării. Acum, n-am îndoieli că din moment ce v-ați ales meseria asta, aici nu purtăm discuția pe care am purtat-o acum o lună de zile, dacă v-ați apărat țara, că nu și-ar mai avea rostul atunci armata. Da, nu e nicio problemă. Am depus un jurământ militar, nu e nicio problemă. Deci nu e problema de asta. Înțeleg. Eu zic că de 30 de ani corupția și la nivelul din armată este... aproape ca și în Rusia, cum se vede. La nivel înalt, mă refer. Da. Îmi pare rău să aud asta și că discuția noastră începe astfel. Mulțumesc tare mult, Florin. Spor la treabă, acolo. Dar să știți că asta e situația. Ne spune cineva pe Facebook celebra întrebare pe care o vedeți de acum de pe Facebook. Și ce treabă are România cu războiul acesta? Sunt două lucruri pe care vreau să le luați în calcul aici. În momentul în care Ucraina va cădea și Rusia va veni lângă noi, dacă, Doamne ferește, se întâmplă asta, așa cum vrea poporul rus, potrivit sondajelor pe care vi le-am prezentat și de dimineață în deșteptarea, oamenii ăștia vor vrea să meargă mai departe. Rusia nu vine să vă aducă pace, stimați cetățeni. Și atunci, cine susține afirmația asta, ar trebui să se pregătească mai bine. Da? Adică să citească, că nu e greu. Să citească, să se uite, să-și îmbogățească lecturile, să se uite la alți oameni, iar dacă o face cumva din ticăloșie, să-și asume asta în fața poporului român, să sune aici la emisiune. Mihai, salutare! Ai încredere în capacitatea armatei române?
Nu, deloc. De ce? Întâmplarea a făcut să lucrez 2 ani într-o unitate militară ca personal civil și nu vreau să pun o ștampilă pe toată armata, că ar fi așa. Dar unde am lucrat eu, oamenii își mutau banca de la umbră la soare, de la soare la umbră, pardon. N-aveau nicio treabă, toată ziua își calculau salariul, că e mic, că e mare, asta nu este. Acum fiecare dorește mai mult. Aveau business-uri, nu, deci nu era pe numele lor, dar aveau, majoritatea aveau business-uri, vindeau, cumpărau mașini, că aveau timp liber, stăteau toată ziua pe telefon, aveau zilele acelea, dacă lucrează 12 cu, după aceea au liber o zi sau două, își permiteau să plece să ia o mașină de la satul mare, de la Cluj, de la Iași, n-aveau nicio problemă pentru asta, deci oamenii se descurcau. Se plâng într-adevăr de ceea ce se întâmplă în armată, dar nu am văzut nicio voce că se ridică împotriva. Chiar dacă ei spun că nu putem, că sunt militari, dar scuzați-mă, atunci ce facem? Stăm așa și acum că a venit războiul peste noi, începem să ne plângem, că nu avem arme, că nu avem nu știu ce, dar... Deci 2 ani de zile eu nu i-am văzut plecând la o tragere. Asta nu e vina celor care stau în curte, adică... Nu este, da. Eu nu dau vina și v-am spus, nu dau vina pe ei, dar în momentul în care accepți lucrurile astea, un pic ești și tu părtaș la ele, adică e bine. După aceea încep și calculează cât mai am până la pensie, stai așa că fac 50 de ani, ies la pensie, mă angajez după aceea, că asta este... Mm-hmm. Știu cazuri clare care au ieșit la pensie și după aceea s-au angajat iar la stat. Adică este bine un fel de buget care, nu știu, deranjează și cum pe cei ar care fi, lucrează în privat. Cum ar fi trebuit să fie? Adică ce te așteptai tu? Cu ce gând urmăreai tu lucrurile astea când te-ai dus în armată? A fost o conjunctură că am lucrat ca personal. Am înțeles. Bun, cum te așteptai tu să pregătească oamenii ăștia? Sau... Credeai? Să fie altceva, în mentalitate. Adică eu am făcut armata pe timpul lui Ceaușescu, sincer, sunt mai slab decât și chiar și comandanții. Deci am avut comandanți pe timpul lui Ceaușescu care erau superiori în gândire celor pe care i-am văzut acum. În sensul că-s mai slab profesional, asta spui? Da, sigur. Sigur. Mm-hmm. Fiindcă la rândul lor, nici ei nefăcând nimic, neavansând în pregătire, n-ai cum să-i ceri celui de sub tine dacă tu nu ești pregătit. Așa că toată lumea mergea liniștit așa într-o... Dar totuși sunt niște corpuri de elită ale armatei române care sunt mult mai bine pregătite. Nu neg asta, nu. V-am spus, nu vreau să spun că toată armata este așa cum am văzut eu. Sunt convins că există, dar gândiți-vă că cei din afară, în cazul unui război, știu unde sunt corpurile de elită și sigur vor anihila la prima dată zonele care le-ar putea pune probleme. Nu cred că o să arunce orice unitate militară în aer. Da. Cât câștigai acolo în armată? 2500. Dacă astăzi statul român începe să investească masiv în armament și în salarii și în pregătirea acestor oameni, că e nevoit să o facă, e în regulă? Adică dacă schimbă brusc ceea ce ai văzut tu acolo? Da, cred că s-ar schimba lucrurile atâta timp cât s-ar duce și oameni care chiar doresc să facă lucrul ăsta. Nu mă duc că stau bine, frumos, e umbră, îmi iau salariu, eventual statul îmi plătește și chirie, că foarte mulți își iau chirie, cu toate că au posibilitatea să aibă casa lor. Tot felul de învârteli, adică vorbim de salariu, dar toate învârtelile acestea îți ridică nivelul salarial destul de bine și de aceea nici nu se face prea mare tam-tam pe probleme. Da, mulțumesc tare mult, Mihai. Analistul Claudiu Degeratu, care a și fost invitat la noi în emisiune, spune așa, că sunt în jur de 10-15 mii de militari care au participat la exerciții și în teatre de război. Acești oameni pot face față oricărui conflict, așadar 15.000, de undeva din 60 și ceva de mii, dar noi nu avem forțe navale, nici avioane de vânătoare, nu avem în afară de cele câteva avioane F-16, care sunt 17 la număr, dacă nu mă înșel. Din punct de vedere al dotărilor, cu siguranță nu stăm bine și cu greu
facem față unei invazii. S-a plecat de foarte jos, echipamentele mai datează încă în majoritate din epoca comunistă. Și doar o parte din efective, cea desemnată ca fiind activă în NATO, are și pregătirea de luptă necesară. Așadar, două armate cu două viteze. Vedeți, acum când ne-am trezit în război, dăm seama că retorica multor persoane din ultimii ani care spunea, bă, dar la ce facem noi achizițiile astea? Că uite, ne pun americanii să cumpărăm armament degeaba. Păi ne-am trezit în război și suntem așa întreape. Nici echipamentul cel mai bun, nici armata cea mai pregătită, nici mare lucru nu am reușit să facem, dar nici măcar nu avem pașii desenați mai departe. Daniel, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, domnul Cătălin. O secundă, că sunt afară să intru, că stau de rău. Lucrez în Ministerul Apărării de 18 ani. Vreau să vă spun, să-l contrazic pe colegul meu. Salariul nostru este 18 ani de 2200 de lei. Nici de cum, deci astăzi, dânsul de 3000 de salariu, fără nodul de hrană. Deci, da, păi el a zis cu totul, că intră 3000 și ceva în buzunar. Păi, da. Cu totul, cu doi copii, cu 18 ani vechime, nu, aceeași problemă cu grea de salarizare din 2009, care am rămas pe ea în urmă. La voi e complicat, ca să înțeleagă toată lumea, că e diferit față de mediul privat. Când sunați, acum spuneți în câți bani vă intră într-o lună în buzunar, ca să înțeleagă lumea, că știu că e împărțit în salariu, normă de hrană, echipament, păi, multe. Norma de hrană nu se pune, pentru că aceea, noi mâncând în sistemul, nouă ni se oprește norma aceea de hrană. Că nu le întăți, nu le da, unele nu. Am înțeles. Și cât vă intră în buzunar? Hai, zi-mi într-o lună, cu cât pleci acasă? Eu 3200 de lei iau constant de 6 luni. Ce a zis omul? Da. Ok. Da. Bun. Dar eu nu zic salariu. Salariul meu este 2200 de lei. Pentru mine cei 1000 de lei nu se pun pentru vechime, pentru... Eu dacă aș ieși la pensie după 25 de ani, mie îmi calculează pensia la 2200 de lei, nu la 3000. Nu vă calculează că pensia militară e pensie specială? Deci nu le spuneți oamenilor acum că vă calculează pensia ca și cum ați fi contribuit. Că nu se calculează așa. Știi ce discuție avem aici? Da. Cât ar trebui să fie ca să fie un salariu onest pentru munca și experiența ta în armată? Experiența mea este foarte mare. Uh-huh. Nu pot să spun cine, ce și cum fac, pentru că, fiind secret de serviciu, nu avem voie. Ok. Sunt foarte bine instruit și aș dori să lupt și eu cu NATO undeva la salariu, să zic, la 50% măcar de ce au soldații din Europa și din Alianța NATO. Cât? Adică cât 50% din ce iau soldații NATO? Nu pot să vă spun estimativ. Adică ar fi mai bine de 1000 de euro pe lună? Nu știu să vă zic. Să zic 1000 de euro. Okay. Dar ni se tot promite că ne se va da restanțe, că ni se vor da fel și fel. Acum trebuia să plecăm undeva, nu mai contează. Ni s-a spus, a venit cei mai mari cu capete luminate și ni s-a spus în felul următor. Luați-vă bani de acasă. Păi eu având doi copii și soția în șomaj, cum să mai iau bani și de acasă? Dar spune-mi, Daniel, nivelul de echipare al unui militar cu experiență mare, cum spui tu. Exact, și da, cum sunt eu. Și cum dai de înțeles cu posibile plecări în străinătate, așadar ați văzut lucruri, s-au întâmplat în meseria voastră. Cum arată, domnule? Ești echipat? Te uiți acum la oamenii ăștia de pe front? Cum vedem și noi? Da, sunt echipat și exact după mărimea pe care ți-o dă. Zice, ia-o și te-o schimb peste un an, doi. Asta este nivelul momentan al armatei române. O spun cu sinceritate, am ani de experiență și credeți-mă că sunt dezamăgit. Pentru că am zis că hai că mergem la luptă. Mergem la luptă, la război, nu este nicio problemă. Am surat pentru țară, chiar sunt pregătit să o fac și sunt dezgustat de toate cele pe care le-am văzut în ultima, mai ales lună. Suntem slab echipați, mediu pregătiți. Ce înseamnă mediu? Înțeles? Ce înseamnă? Da. Băi, asta vreau să înțeleg. Ce înseamnă mediu? În comparație cu armamentul modern pe care îl vezi acum, ce înseamnă mediu? Da, în comparație cu armamentul modern din Europa, noi suntem undeva la medie. Mm-hmm. Am face față unei confruntări de genul celeia pe care o vezi acum, la Kiev, la Mariupol și în alte părți din Ucraina? Nu am face față, pentru că armata României mai sunt decât 60.000 de cadre active.
Armata României a vrut să fie distrusă, nu intru în alte discuții, pentru că asta este politic. Aș fi vrut să intru și cu domnul Joan atunci când a fost la dumneavoastră, nu am mai avut timp să-i întrebi pe dânsul dacă știe cât este salariul unui SGP după 18 ani de stat cu arma sub cap. Acum se măresc, banii acordați armatei. Crezi că ar fi bine, adică e binevenită și o mărire de salariu sau și o mărire de echipament? Păi, stați puțin, se măresc, dar se va face investiții în armament. Da. Nu, nici de cum în salariile tuturor militarilor. Pentru că oricum mai suntem în mână. Dacă acum 3 ani doream ca băiatul meu care are 15 ani să-l introduc în sistemul militar, acum nu mai, n-aș mai face-o. De ce? Pentru că sunt dezgustat, v-am spus, de ultima lună. Dincolo, poate, cum am spus, dincolo de banii puțini, de pregătire, de înzestrarea medie, cum îi spui, există și alte motive care omenește te fac să ai dezgustul ăsta? Adică, știu eu, corupție, lipsă de meritocrație, avansări făcute aiurea și așa mai departe? Da, mi-ați deschis un subiect foarte delicat. Păi întreb, care-i stadiul moral? Corupția în Armata României încă există. Așa. Se știe aceasta. În continuare suntem ca până în anii 89 pe pile, pe tu faci colo, ăla du-te colo, ăla nu te duce nicăieri. Ați înțeles? Eu am fost la Cogălnicianu de 6 ori și altul ca mine, eu cheltuim bani în acea misiune, stând acolo o lună de zile. Cheltuim banii mei, nu banii, nu mi s-a dat acordat niciun drept. Că nu credeți așa. Și ceilalți nu s-au dus. Nu e nicio problemă, m-am dus, m-am dus unde mi s-a ordonat. Și mai sunt și chestiile cu Oscarul pe care dumneavoastră l-ați discutat acum ceva timp. Oscarurile în armată care se dau, de fapt dai bani ca să iei acel Oscar cuiva. Stai așa că eu nu mă prind acum, trebuie să le explici oamenilor ce este Oscarul din armată. Oscar este o compensație lunară așa, care se acordă anumitor cadre. Okay. Și acesta se duce, bineînțeles, la cei mai mari, în primul rând. Am înțeles. Se dă pe ochi frumoși și pe remunerația celor care ți le dă. Uh-huh. O spun cu toată mâna pe inimă, am cunoștință. Am înțeles. Și asta cât aduce în plus în buzunar? O distinție? Undeva la 600-700 de lei peste salariu, este undeva la 6 luni de zile. Îl primește. Sunt de acord să-i primească cei care are și la pensie. Aici e chichița armatei, cum se spune. Îl iau cei care sunt la pensie, sunt de acord cu chestia asta, dar mai iau și alții care pentru a ieși cu o pensie mai mare. Ați înțeles? Asta e făcută tot de cei mai mari din Armata României. Da. Pensia, deși nu e contributivă, se calculează la ultimele salarii. 6 luni. Da, ultimele 6 luni. Am înțeles, da. Da. Mulțumesc tare mult, m-ai lămurit într-un fel. Sigur că sunt oameni pe Facebook care spun că sunt salarii și mai mari. V-am spus și eu că sunt salarii și mai mari. Dar aici oamenii vorbesc de corpul de mijloc al armatei. Sunt salarii în armata română, uite, până la 18.142 de lei, potrivit datelor de la MAPN. Așa, dar cine e ofițer și are funcții de comandă, sigur că o să ia mai mulți bani, nu o să ia 3.200 de lei. Dar când te gândești la corpul armatei, despre asta este vorba. Asta dă explicație și oamenilor de pe Facebook de ce sunt pensii de 4.000-5.000. Evident că sunt, pentru că sunt și salarii mai mari. Ciprian, salutare! Nu suntem la Ciprian? Nu? La linia 12. Linia 12, dar nu e, n-avem nume. Hai că vedem acum cine e pe 12. Salutare! N-avem pe nimeni în linie. Asta se întâmplă. Bine, vă mai spun eu, deși sună telefoanele, ne-au sărit liniile, da. Hai să vedem cine urmează. Mai avem câteva chestiuni de înzestrare și am să vă spun acest lucru pentru că mi se pare foarte important. Avem avioane F-16 luate la mâna a doua, sunt achiziționate din Portugalia. Ăsta e cel mai important program de modernizare și singurul dus la bun sfârșit de armata română. Sunt 628 de milioane de euro plătite pe 12 aparate F-16 modernizate și tot din Portugalia o să vină 5 avioane F-16 second hand. Asta este o achiziție nouă din 2019. Daniel, salutare, bine ai venit la România în direct. Salut și bine v-am găsit.
Din păcate am avut o mică întrerupere mai devreme, n-am mai ascultat ce au spus antevorbitorii mei. Da. Dar cred că ceea ce ne definește pe noi, capacitatea noastră de luptă, e, o să mă rezum strict la două lucruri. Capacitatea noastră de transport trupe. Dacă nu mă înșel, zilele trecute mă uitam pe niște informații în acest sens, vedem ce flotă avem, ce aparate de zbor, ce nave avem. Și e foarte simplu, noi avem două tipuri de avioane de transport trupe. Dacă nu mă înșel, avem 7 Hercules cu capacitate de 60 de soldați, adică putem să transportăm 400 de soldați cu Hercules, și mai avem 4 avioane Spartan, a câte 90. Numai că Spartanurile alea din 4, unul l-au canibalizat pentru piese. Deci ca să dai seama în ce stare e înzestrarea armatei noastre, am avut 4 avioane, dar pe unul l-am dezmembrat să luăm piese să punem pe celelalte. Da. Să deci managementul, da, managementul e defectuos, corupția din sistem este la rang de mare artă, cei care sunt angajați în sistem se descurcă și merg pe principiu, las că merge așa și doar când vine războiul peste noi, stai că uite, n-avem de alea, n-avem de alea, n-avem de alea. Și acolo suntem. Nu mai vorbesc de toate defecțiunile, toate fraudele cu combustibil, care de fapt se pare că l-au vândut ca combustibil de avioane, dar nu era de avioane și de asta picau migurile noastre. Acolo suntem. Eu sunt convins că în cazul unui război, România se va descurca onorabil, dar nu datorită armatei, ci datorită oamenilor. Aha. Pentru că la fel ca și cu refugiații, sunt implicat într-un mod foarte direct. Adică am fost și în Vân, în București am făcut prelori, am făcut cazări, toți prietenii, toate rudele care aveau câte o cameră pe undeva acum găzduiesc oameni din Ucraina, doar că noi, spre deosebire de autorități, am trecut la pasul 2, că oamenii nu vor milă, oamenii vor să se ajute singuri și noi acum le căutăm de muncă. Da, asta înseamnă să ajute refugiații. O să revenim la dezbaterea asta. Te mai țin la armată. Da. După cum vezi, armata rămâne totuși cea mai de încredere instituție din România. Oricum ai dau... Eu cred că românilor le plac uniformele. Adică întreabă orice femeie de pe stradă și îți va spune asta. Și probabil tot persoanele astea sunt cele care răspund la sondaje. Așa. Deci, să nu ne ascundem după dege. Da, ne place armata, vedem câteva cazuri cum au făcut ei legea pe misiunile internaționale. Da, avem trupe de elită. La câte? 200, 500? 10.000. Între 10 și 15.000 militari de elită. Păi da, și dacă ducem 2.000 la Cluj, 2.000 la Iași, 2.000 la Timișoara, 2.000 la București, mai ducem și la Constanța și aia sunt. Aici intervine NATO, nu? Că de asta avem o armată mai mică, facem cheltuieli mai puține și ne bazăm pe aliați. De fapt, despre asta e vorba. Acționăm împreună cu un batalion de elită, unul dintre cele mai bune din lume, un batalion american la Cogălnicianu, batalioane franceze. Și revenim la Cogălnicianu, unde furăm motorina, parcă, nu? Sau, da, mă rog, asta suntem experți. Lasă că am furat și arme din, dacă țineți minte, Ciorogârla. Mai țineți minte? Da, știm. Cazul Ciorogârla. Depozitul ăla, care nici măcar nu știau ei ce arme au în depozit. Da, exact. Câte clare erau. Furtul a fost descoperit. Furtul a fost descoperit după 2 săptămâni, știi? Cam asta e, cam asta trebuie să reținem. Bine, până la urmă i-au prins pe toți, i-au condamnat clanul sportivilor. Și încă ceva, spuneai că avem NATO, avem NATO, categoric. Dar pe unde vin tancurile din NATO? Pe Valea Oltului? Că vin, vin încet, să știi. Păi nu, bune, pe unde vin? Vin pe Valea Oltului. Aruncă o rachetă de asta, că am văzut acum că nu se mai chinuie cu supersonice, să ducă pe hipersonice. Unde, mă? La câini animali. Unde, mă? Dă acolo, la... că îmi scapă toate denumirile de pe Valea, de pe Valea Oltului. Unde dăm? Dăm acolo. Păi ce facem? Păi le-am paralizat, mor de foame. Unde, da, mai dăm una? Mai dăm una la Câmpina, ca să ne asigurăm că nu vin nici cu partea aia altă și ca. Cu două rachete au anichilat tot sud-estul țării. Capitala, Constanța, portul, ieșirea la Marea Neagră. De ce ar avea nevoie de mai mult? Până vine NATO de sus. Sunt convins că armata română s-a gândit la chestiunea asta. Dar apropo de drumuri, vrei să zic o chestiune la care m-am gândit zilele astea, apropo de războiul ăsta, uitându-mă cum înaintează armata Rusiei? Știi legenda care spune, mitul ăla care spune că Olanda nu ne dă voie să avem autostrăzi? Ai auzit vreodată în viață? Da, categoric, categoric. Ca să nu devină portul Constanța la fel de important ca portul Rotterdam. Da, eu vreau să zic, dacă asta i-a fost o teorie a conspirației lansată chiar de Rusia, care nu și-a dorit niciodată ca în partea estică a României să existe autostrăzi,
prin care să ne putem deplasa trupele rapid în caz de ceva. Și ani de zile poporul român și-a bătut capul cu Rotterdam, dar când te uiți la harta războiului acum, îți dai seama că estul României, exact cum ai descris tu în două vorbe și două rachete, este o zonă greu de apărat pentru că nu au pe unde să ne vină ajutoarele și trupele. Așa că în momentul în care lansăm teorii de genul cine nu ne-a dat voie să facem sau să dregem, luați în considerare că de multe ori putem fi expuși. Cu siguranță, sunt convins că orice manipulare de care noi râdem, iau tăi și pe proști ăștia, țin la foarte mulți și cu siguranță cineva deștept le-a inventat. Așa cum și bancurile, glumele, cineva deștept la un moment dat le-a scris. Noi râdem toți că dar undeva în spate cineva se mângâie pe burtă și zice, uite, 500.000 au dat like, 500.000 cred în prostia asta. Dar rețin de la tine, Daniel, un lucru important. Că în caz de orice, noi ne-am descurcat onorabil. Exact asta spuneam. Poporul român, dacă se va ajunge acolo, va ieși cu fruntea sus. Nu știu dacă va ieși victorios, dar cu siguranță va ieși cu fruntea sus din asta. Așa, mai în glumă, am vorbit cu toți prietenii, ok, ce facem? Printre vestele drumuri în vamă, în gară și unde, așa, ce facem dacă, și nu știu, 80% dintre noi am spus, ok, mergem, ne ducem familia la adăpost și ne întoarcem să luptăm. Mulțumesc, mulțumesc tare mult, de asta îți acord încredere. Alt mit care circulă pe rețelele de socializare și care trebuie spulberat, el a legat de rachete pe care le-am plătit și nu le avem. Trebuie să știți că sistemele de apărare antiaeriană cu rachete aer-sol sau sol-aer Patriot au fost achiziționate direct de la guvernul SUA. A fost cel mai scump contract românesc de achiziții militare, 3,9 miliarde de dolari plătim pentru treaba asta. Au fost livrate în 2020 primul din cele 7 sisteme comandate și restul vor veni în perioada 2024-2026. Rachetele nu stau într-un depozit și vin la un moment dat. Nealminteri, scutul despre care tot auziți este o instalație, o mașinărie grozavă care are componentele sale răspândite între Polonia, România, Turcia și Germania. Nu funcționează aici niște rachete pe care niște domni de la Deveselu le vor acționa la un moment dat. Tiberiu! Bună ziua, Cătălin! Bună ziua! Cum stai, armata? Și ascultătorilor emisiunii pe care o moderezi. Nu mai știu exact cine, dar zice că unele dintre cele mai bune doctrine militare din lume scrise de britanici, dar zice păcat că nu le respectă. E clar, cu neamț o zic chestia asta în perioada celui de-al doilea război mondial. Bun, referindu-mă la chestia asta, are trei componente în doctrina lor. Dar e foarte adevărată chestia asta. Personal, echipament, firepower, zic ei, și moral. Le luăm pe rând. Personalul, ați putea să întrebați pe actualul prim-ministru că pe vremea când el era primul și cel mai mare și mai tare în armată, atunci a început deficitul de personal al armatei. Poate cu un an înainte, pe care l-a gestionat în sensul agravării lui. Puneți o întrebare ca persoană juridică. În 30 de zile trebuie să vă dea un răspuns referitor la deficitul de personal. Ce înseamnă deficit de personal, Tiberiu? Ce ne lipsește? Deficitul sau de personal înseamnă este acea situație în care o structură militară are organigramă, dar încadrarea cu personal acele organigrame este mult sub nevoile care să o facă funcțională. Adică într-o structură care trebuie să aibă 100 de oameni, dacă ai 40, e clar că ceva nu poți să-ți faci toate sarcinile. Am dat un exemplu. Doi, ne referim la firepower, la putere de foc. Este perfect adevărat că am achiziționat câteva, nu multe, nu suficiente, sisteme de arme. Nu vreau să mă refer la eficiența lor, deși aș avea ceva date. Ele sunt integrate, într-adevăr, într-o alianță, dar nu sunt integrate economic. Da, avem rachete, minunat. Dar dacă rachetele n-ajung la vreme, o să ne uităm la dâra de nori a rachetei rusești, nu? Pentru că nu e integrată cu economia noastră. Niciunul dintre acele sisteme, pentru că, bineînțeles, le-am luat de la partener, dar fără niciun contract de offset. Nu le putem produce aici, economia noastră habar n-are să facă așa ceva, deci va trebui să le cumpărăm când ni se termină sau când avem nevoie. Apropo de asta minunatul este la sistem integrat pe trei țări, o să vă rog să vă interesați câte trageri de antrenament au avut până acum.
Da, nu mă pricep la treaba asta, dar crezi că... Va trebui să vă pricepeți, da, dacă faceți analize de genul ăsta. Dacă... Trei, moralul, Nu, stai să-ți explic. Crezi că acele trageri... O secundă. Crezi că poți exista, poți face trageri de antrenament cu sistemul de la DVSL-ul? Sigur că da. Da? Sigur că da. Dar bineînțeles. În prezența, adică, prietenilor din Rusia, poate. Sau... Dar de ce să nu poți face? Avem poligonul de la capul mediei, ai cunoscut. Se fac trageri antiaeriene acolo. Ok, un alt tip de rachetă, de asta spun. Și ce dacă? Ah, ok. Care e problema? Bănuiesc că principiile dinamice ale zborului rachetei și ale controlului sunt ale cele, aceleași, pentru că e fizică și electronică. Eu un deci scut. Nu, nu. Eu nu un puneți scut. Întrebarea asta că e înșelătoare, vă spun că de s-ar ce? Putea face. S-ar putea dacă face, nu, acolo, bine, nu pot verifica. S-ar putea face asta. În altă parte. Știi că e un scut duce personalul, că e un scut cu încărcătură politică. Structuri acolo unde se face. Știi că e un scut cu o încărcătură politică teribilă, deci, ăsta? Asta vreau să spun. Atunci să-l lăsăm în domeniul politic și să nu-l folosim ca argument de eficiență militară acum, sau cel puțin nu atât de credibil. Trec la punctul 3. Moralul, personalul, care de fapt e moralul personal, da? Moralul, nu trebuie să-l mai detaliez, pentru că l-au detaliat doi domni SGP-i mai înainte. E foarte clar și, sincer, am empatizat cu ei, chiar pe cuvânt. Și să vă mai zic, ca și în bancul ăla cu Suica de Ardeal, că nu-i numai sănătoasă înainte de masă, ci că e și puțină. Așa și ei. Sunt puțini. Nu numai că-s prost plătiți, dar și puțini. Pentru că deficitul cel mai mare acolo se... Avem, frate, la ofițeri, cât ne trebuie. Nu cât ne trebuie. Putem împrumuta și la nigerieni, care au cei mai mulți generali din lume, aud. Deci, astea trei argumente mă duc la concluzia că mai este loc de pregătit în armata română. Dar, nu ați spus întrebarea greșit. Ar face față armata română în cazul unui conflict? Da, ați precizat. Ulterior ați revenit. Da, cu rușii nu facem față, clar. Ar fi absurd. Ați nuanțat problema. Suntem măcar la nivelul armatei ucrainene? Nu suntem. Au 40 de milioane de oameni. De unde poate să-și iau oameni cu arcanul? Cum îi iau ei? Mă rog, treaba lor. La oaste, mult mai. Doi. N-au fost într-o alianță. Una dintre chestiile care te slăbesc într-o alianță este faptul că te poți sprijini pe alții. N-au fost într-o alianță, i-au făcut mult mai multe exerciții, armata lor este mult mai integrată în economie, pregătită pentru apărare. Și poartă deci, un război de 8 ani. Nu suntem la nivelul armatei ucrainene. Dar tu cum ai fi pus întrebarea? Pentru că vreme de 5 minute mi-ai servit niște lecții. Cum ai fi pus întrebarea? Cum adică lecții? V-am dat argumente, lecții, doamne ferește. Nu. Cum ai fi pus întrebarea? Cum aș fi fost întrebarea? Da. Nu știu dacă aș fi abordat tema asta acum. A, serios? Pentru că... Da, ia uite, știi trebuia, ce-mi place? Știi când trebuie abordat asta? Ia să vedem. Acum 5-10 ani. Ah, când s-ar fi pus bine. Problema. Acum suntem mulțumesc în situația mult. Primului și război mondial. Și ți se mondial? Pare că presa din România nu a scris despre toate lucrurile din armată în ultimii 5-10 ani? Ba da, ți se ba pare da, că oamenii își iau datele de prin aer? Sunt tone de publicații. Păi da, vă spun că oamenii nu și-au datele din aer, oamenii și-au datele din presa aia care vine în fața cititorilor doar cu chestii punctuale care nu reflectă starea de fapt din armată. Uitați, înțelegeți? Cum mi-a dat mie recomandarea, Tiberiu, cum mi-ai dat tu mie recomandarea să mai pun mâna pe carte, îți dau și eu recomandarea să mai pui mâna pe presă. Și am să-ți fac o listă de site-uri și de publicații și de articole din presă, care an la rând s-au ocupat de starea materială, de corupție, de salariile oamenilor care lucrează în armată. E foarte ușor pentru tine astăzi să spui că nu ne-am făcut datoria. Cred că trebuie să ne mai și uităm unii la alții. Cum ne facem treaba asta? Să ne uităm și unii la alții. Atunci n-am făcut-o suficient. Asta pentru că noi suntem acum în situația primului accept. Război mondial. Dacă nu vine un general Bertlo să ne ajute, suntem. Slavă Domnului, trebuie să o să vină cineva. Trebuie să ne oprim aici, din păcate am depășit. Ar trebui să ne întoarcem la discuția asta, la cum au sunat telefoanele. Slavă Domnului, suntem parte dintr-o alianță. Eu unul cred că în ciuda a ceea ce am spus astăzi, sau ce s-a spus astăzi, totuși, armata română este parțial pregătită pentru chestiunea asta și nici n-are cum să fie așa de vreme ce mii dintre militarii săi au fost parte în operațiuni militare
în ultimii 10-15 ani. Dar vom continua. Mâine vine Armand Goșu. Pregătiți-vă să vedem ce se întâmplă pe front. Asta e România în direct. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.